țara cu cele mai nesigure drumuri din toată Europa, fruntașă la numărul de accidente, copiii nu au noțiuni elementare de circulație. Cum statul nu ia măsuri concrete, diverse ONG-uri au început să se ocupe de această problemă. Astfel, peste 100 de instituții de învățământ din București au intrat în programul Ora de Educație Rutieră. Acești elevi de la școala George Bacovia asistă la un curs special care ar putea într-o zi să le salveze viața. Cei care le vorbesc despre siguranță rutieră sunt colaboratorii unui ONG. Ce mai folosim și ne distrage atenția? Ia spune. Tabletele. Pe stradă, cel mai des. Căștile, foarte bine. În momentul în care folosim căștile, ce se întâmplă? Nu mai auzim. Nu întâmplător, profesorul le spune de la bun început copiilor că trebuie să fie vigilenți și extrem de atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Domnișoară, nu vă supărați! Atenție! Domnișoară, aveți grijă! Domnișoară, mașina! Domnișoară, credeți că este în siguranță să mergeți pe stradă cu căștile în urechi? V-am strigat și nu ați auzit! Am ascultat muzică. Nu e foarte sigur, dar... Ar trebui să reduceți puțin volumul măcar. Da, o să reduc. Tot la școală puștii învață pe unde trebuie să traverseze. Pe unde traversați? Pe la trecere. Și dacă nu există trecere de pietoni? Pe la colțul răzii. Cei mici au prins lecția, nu însă și părinții sau bunicilor. Merită să vă riscați viața? Nu. De ce traversați prin loc nepermis? Am greșit. Părinții sau bunicii, atunci când își au copiii, traversează cu ei printr-un loc neregulamentar. E bine, atunci copiii sunt bulversați, nu știu ce să facă. Este bine ceea ce le-a spus polițistul sau este bine ceea ce le spun părinții sau bunicii? La școală, elevii au fost ajutați să facă inclusiv diferența între indicatoarele adresate șoferilor și cele adresate pietonilor. Când șoferii au culoarea verde la semaforul cu trei culori, noi avem culoarea roșie la semaforul cu două culori. Programul se desfășoară deocamdată doar la clasele 1-4. E prima ediție care se desfășoară pe întreg anul școlar. Ajungem la 130 de școli din București, la 25.000 de copii. Ora de educație rutieră se încheie în luna iunie.